Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi radioascultători, Iisus Hristos continuă și în această duminică să ne rețină atenția prin parabolele Împărăției lui Dumnezeu. Așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, Iisus le vorbește mulțimilor și le lansează un mesaj de reflexie, să se gândească la această realitate a grâului și a neghinei. Apoi se adresează și ucenicilor lor într-un cadru restrâns, intim. Acestora le explică sfârșitul dramatic al aceluia care nu are credință sau nu se străduiește să crească în credința sa. Prima parabolă pe care am ascultat-o stârnește imediat întrebarea: de ce oare răul din lume nu este înlăturat de Dumnezeu? După cum ne spune parabola, semănătorul a prestat o muncă bună. A fost conștiincios, a semănat un grâu bun într-un teren fertil, productiv. Noaptea însă, dușmanul a semănat neghina. Aceasta este asemănătoare cu grâul, crește împreună cu grâul, rădăcinile ei se intersectează cu cele ale grâului. Dușmanul, care vine noaptea, atunci când atenția slăbește, atunci când se abandonează vegherea, seamănă neghina. Este riscul de a ceda în fața mentalității lumii, care deseori este contrară mentalității lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Paul ne invită deseori spunându-ne: treziți-vă din somn. Sau în Evanghelie, Iisus Hristos de atâtea ori insistă: vegheați, vegheați și vă rugați. Ca o consecință a lipsei de veghere, este tocmai ceea ce se descoperă în Evanghelia de astăzi. Apare imediat reacția ucenicilor. Vrei să mergem să plivim neghina? Acela care nu și-a pierdut capacitatea lui de a vedea, acela al cărui suflet este atras de ceea ce e drept, de ce e bun și frumos, acela se întristează întotdeauna când descoperă minciuna, răutatea sau nedreptatea din lume. Urmând această atitudine legitimă, de altfel, omul ajunge să-l facă răspunzător pe Dumnezeu și începe să se răzvrătească. Pentru ce permite Dumnezeu existența răului? Pentru ce îngăduie ca păcatul să invadeze lumea? Pentru ce l-a plămădit pe om din miere și otravă? Și pentru ce huruie atât de asurzitor mecanismul întregului univers, care pare că se îndreaptă din ce în ce mai mult spre distrugere? Dacă ar exista Dumnezeu, strigă cei necredincioși, nu ar răbda, nu ar permite să se întâmple așa ceva. Trebuie să recunoaștem că și noi, creștinii, deseori umblăm și vedem răul din lume, vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Și dacă poate nu aruncăm spre cer astfel de întrebări, pentru ce, pentru ce răul, aceasta o facem pentru că știm pe de altă parte și slăbiciunea noastră. Mintea omenească este slabă, iar puterea lumii este insuficientă ca să lumineze noaptea răului. Numai cu ajutorul credinței putem să descoperim pe fondul întunecat al vieții această lumină a răspunsurilor lui Dumnezeu. Și Iisus a întâlnit suferința și El a trebuit să ia atitudine în fața acesteia și a făcut-o, nu prin cuvinte frumoase, dar prin fapte și mai frumoase. El nu a lămurit originea răului, nu a adus soluția aceasta a imperfecțiunii din lume,
dar ne-a învățat care trebuie să fie comportamentul nostru în fața răului, moral sau fizic. Cel care privește într-adevăr obiectiv, sincer, este nevoit să recunoască în fața lui Iisus, împreună cu Pilat: nimic rău nu găsesc în omul acesta. De aceea, pe drept, îl putem asemăna pe Iisus cu acel semănător care a aruncat sămânța bună în ogorul său. Dacă totuși în viața oamenilor și în viața bisericii poate întâlnim defecte, dacă răsare neghina, acest lucru nu i se poate imputa lui Iisus. Dacă mulți și astăzi critică creștinismul, de cele mai multe ori o fac pentru că aceștia confundă învățătura lui Iisus cu modul de a se comporta al creștinilor. Acest lucru, iubiți credincioși, ar trebui într-adevăr să ne dea de gândit. Iisus însă este un bun gospodar. El seamănă mereu sămânță bună în ogorul sufletelor noastre. Doar lipsa de veghere permite ca dușmanul să semene neghina pentru peste semănătura cea bună. Este într-adevăr regretabil, însă și Dumnezeu are dușmani. Bunătatea sa cea darnică a dat o așa de mare putere creaturilor sale înzestrate cu rațiune, încât acestea i se pot chiar și împotrivi. Suntem fascinați de marele dar pe care ni-l face Dumnezeu, oferindu-ne libertatea, chiar și asumându-și acest risc ca noi să o folosim deseori în mod greșit. Într-una din fabricile Parisului, atunci când a apărut în Franța mișcarea muncitorilor creștini, lucra ca muncitor și un preot numit Roger Boyer. Nimeni nu știa că este preot. Lucra cot la cot cu muncitorii. Ar fi putut doar să-și imagineze aceasta cineva prin comportamentul său plin de credință și iubire. Într-una din zile s-a întâmplat însă un accident grav în această întreprindere. O placă de oțel a căzut peste un muncitor, rănindu-l mortal. Preotul a îngenunchiat în fața muribundului și i-a dezvăluit acestuia identitatea sa. Astfel a acceptat dezlegarea sacramentală înainte de moarte. La câtva timp după ce s-au liniștit aceste evenimente tragice, directorul fabricii l-a chemat pe preot și i-a reproșat plin de furie: cum ai îndrăznit să faci așa ceva? Și încă în fabrica mea să spovedești un muncitor? Aici doar nu suntem la biserică. În clipa aceasta sunteți concediat. Iată, iubiți credincioși, așadar că această ură aprinsă față de un slujitor al lui Dumnezeu este o dovadă elocventă a răului care activează în lume. Ura este cea mai mare semănătoare de neghină. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, nu întâmplător lucrătorii din Evanghelie își oferă imediat serviciile stăpânului lor. Vrei să mergem și să plivim neghina? Lăsați-le să crească împreună până la seceriș, a răspuns stăpânul. De acest lucru și noi poate că adesea ne mirăm și adesea reproșăm. Pentru ce nu-i lovește Dumnezeu pe cei răi? Pentru ce nu-i pedepsește imediat? Pentru ce este Dumnezeu atât de răbdător? Astfel ne revoltăm de multe ori pentru că nu observăm neghina ce se întinde în sufletele noastre. Neghina, păcatul, răul, crește și în noi și ar fi vai de noi dacă Dumnezeu nu ar ști să rabde. Și pentru ce rabdă Dumnezeu? El așteaptă ca să-și poată face milă de noi și să ne ierte. El știe că răul, păcatul, chiar dacă crește, crește ca să fie nimicit. Aceasta este soarta păcatului, să fie nimicit în cuptorul iertării, al iubirii și al milostivirii lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să se convertească și să devină sfânt. Bine scria cineva, fiecare sfânt este ediția corectată a unui păcătos. Din păcate, noi oamenii
suntem deseori nerăbdători, nu prea știm să așteptăm. Ne frământăm nervoși în așteptarea consultației la medic, agitați ne așteptăm rândul la cumpărături. Ce s-ar fi ales însă de Maria Magdalena dacă Iisus nu ar fi așteptat-o cu harul iertării? Ce ar fi fost cu Petru dacă imediat după lepădare nu l-ar fi privit Iisus cu bunătate? Ce s-ar fi întâmplat cu Saul, care fremăta de furie, dacă Iisus nu i-ar fi ieșit în cale pe drumul Damascului pentru a-l sfinți ca apostol ales? Ce s-ar întâmpla cu mine sau cu fiecare dintre noi dacă Dumnezeu nu ar aștepta cu răbdare convertirea noastră? Și fiindcă Dumnezeu este atât de răbdător față de noi, și noi trebuie să ne purtăm cu răbdare când descoperim neghina în sufletul altora. Aceasta nu înseamnă să facem însă pact cu păcatul, să-l trecem cu vederea, dar să ducem o luptă continuă împotriva lui și să nu ne pierdem răbdarea dacă nu reușim să-l distrugem de la o zi la alta. Să nu uităm că Dumnezeu ne iubește mai mult pe noi decât iubim noi patimile care ne conduc la păcat. Pentru aceasta este răbdător, pentru aceasta așteaptă și pentru aceasta iartă. Poetul Erich Fried descrie în poezia sa intitulată Principiile: ce ar deveni lumea dacă ar fi înlăturat răul imediat, în mod radical, așa cum îi propun ucenicii lui Iisus? Să-l ascultăm. Dacă cei leneși ar fi înlăturați, lumea ar deveni harnică. Dacă cei urâți ar fi înlăturați, lumea ar deveni frumoasă. Dacă cei nebuni ar fi înlăturați, lumea ar deveni înțeleaptă. Dacă cei bolnavi ar fi înlăturați, lumea ar deveni sănătoasă. Dacă cei triști ar fi înlăturați, lumea ar deveni veselă. Dacă bătrânii ar fi înlăturați, lumea ar deveni tânără. Dacă dușmanii ar fi înlăturați, lumea ar deveni prietenoasă. Dacă cei răi ar fi înlăturați, lumea ar deveni bună. Așadar, pentru că răul înseamnă un pericol pentru lume, poetul se întreabă ca și ucenicii: vrei să mergem și să îndepărtăm neghina? Răspunsul lui Iisus este însă clar: în orice om conviețuiește și neghina alături de grâu. Și poetul amintit, care prezintă propunerile sale, ne dă de gândit. Avem noi dreptul să împărțim oamenii pur și simplu în leneși și harnici, în urâți și frumoși, în nebuni și înțelepți, în bolnavi sau sănătoși, în triști și veseli, în dușmani și prieteni sau în buni și răi? Această întrebare clarifică răspunsul dat de Iisus: lăsați-le să crească împreună până la seceriș. Atunci nu va mai putea omul să facă astfel de distincții periculoase. Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a permis tuturor să se dezvolte. El are încredere în binele din om, în omul care este oricând capabil să săvârșească binele și numai prin bine să învingă. Orice om este în atenția lui Dumnezeu. Fiecare are propria sa istorie, propria sa identitate. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare un drum. El a suferit pentru fiecare în parte. Am putea spune că există o cale a crucii, a milostivirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea, rugăciunea noastră să fie astăzi și întotdeauna: dă-ne, Doamne, înțelepciunea de a ne manifesta plin de răbdare în viața noastră, astfel încât să devenim instrumentele prin care Tu să transformi răul în bine până la venirea împărăției Tale veșnice. Amin.